CSM Deva, a doua clasată în seria 7 din Liga 3 de fotbal, a terminat play-off-ul cu o victorie la Orăștie Pandurii Târgu Jiu. Devenii, care aveau de ceva vreme asigurată calificarea în semifinalele play-off-ului pentru promovarea în Liga 2, au pierdut ultimele 3 jocuri, în care nu au folosit titularii, dar l-au câștigat pe cel cu Pandurii cu scorul de 2-1, folosind formația de bază, lucru care l-a mulțumit pe antrenorul Ștefan Nam. După ce ne-am realizat matematic obiectivul de a merge la baraj, am încercat în ultimele 3 etape să joc și cu jucătorii care au jucat mai puțin. Drept dovadă că în ultimele 3 etape am avut 3 înfrângeri. La ultimul meci din campionat am încercat să bag titularii pentru că se apropie meciul de baraj care îl jucăm mâine cu Dumbrăvița și am vrut să pot să am toată echipa ca să am un joc cu ei de 90 de minute. A fost un joc bun, a fost o repriză, prima repriză mai puțin bună, s-a văzut diferența de 3 săptămâni în care echipa nouă a mai fost în același 11. Drept dovadă, ne-au condus Pandurii 1-0 la pauză. Ne-a creat ocazii, dar jocul în prima repriză a lăsat puțin de dorit, datorită faptului că n-am mai avut acel ritm care mi-l doresc eu. În schimb, a doua repriză, am făcut o repriză foarte bună, cred că cea mai bună repriză a campionatului nostru, dacă era 7-1, 8-1, nu zicea nimic. Foarte multe ratări, am câștigat 2-1, asta este cel mai important. Miercuri, Tolor, știe, CSM Deva va juca primul meci din semifinalele barajului de promovare pentru Liga a doua cu CSC Dumbrăvița din județul Timiș. Fanii Nan mă așteaptă cu optimism meciul cu Dumbrăvița și este încrezător că Deva se va califica după returul de sâmbătă în finala barajului, unde vede ca adversară pe CSM Reșița. Urmează acum meciul de baraj cu Dumbrăvița, o echipă care este de aceeași valoare ca și noi, pentru că și ei, când au plecat în acest campionat, și-au propus obiectivul 1-4, drept dovadă și câștigă seria, în seria 8-a. Eu am încredere în băieții mei pentru că ne dorim să jucăm finala cu Reșița de promovare, dar așteptăm mâine jocul de acasă. Am toți jucătorii valizi, celui 11 care au dus greu campionatului sunt toți up de joc și toți așteptăm cu nerăbdare acest joc să putem să facem un joc frumos și să câștigăm acest joc și avem returul sâmbătă în care eu cred că și am speranțe mare de tot că vom merge în finală cu Reșița. În seria 9, Corvinul Hunedoara a terminat pe primul loc după egalul din deplasare, scor 2-2 din județul Mureș de la Unirea Ungheni. Hunedoreni, care sunt neînvinși în acest campionat, vor juca tot miercuri în deplasare la Clubul Atletic Oradea și sunt convinși nu doar că vor trece de semifinalele barajului, ci și că vor promova în Liga 2, acesta fiind și obiectivul propus la începutul sezonului de Municipalitatea de pe Cerna, care finanțează echipa. Întrebare și vă rog un răspuns cu da sau nu, promovează Corvinul. Cu siguranță. Mulțumesc. Ambele meciuri de promovare în Liga 2 de fotbal, în care vor evolua CSM Deva și Corvinul Hunedoara, au cu oră de începere 18.